Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Acasă în Diaspora. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine, la această ediție, din Belgia, doamna Cătălina Bejenaru. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Aflată în concediu, în România, da. Pentru o perioadă, din fericire, foarte lungă, în sfârșit, nu? Da, un concediu mult așteptat, acasă. În România, da. Revenim de fiecare dată cu drag în România. Aici avem familia, aici avem o parte din prieteni. Copiii mei sunt foarte atașați de Suceava. Deci ei când vorbesc de România, vorbesc în principal de casa bunicilor. De la Adâncata. De la Adâncata, da. Și am ales anul acesta să petrecem cu toții vacanța în România. Mâine am înțeles că plecați. Ne întoarcem, da, la cealaltă casă noastră. La cealaltă casă, da. Cea din Bruxelles. Bruxelles, da. Acolo lucrăm, locuim, școli. Acolo este viața voastră, practic. Da. De 4 ani și 10 zile. Cam așa, da. Pentru mine și copiii mei, așa. Soțul meu lucrează de aproximativ 12 ani la o instituție europeană și am decis să ne mutăm acolo, să fim cu toți împreună. E greu să fiți unul acolo, restul aici. Da, am încercat, n-a funcționat foarte bine. Era dificil pentru noi, făceam naveta între Bruxelles și Iași. Eu locuiam în Iași în acea vreme. Născută fiind la... Născută la Suceava și am locuit în Iași 24 de ani, cred. Da. Cum ați caracteriza acești ani de la reîntregirea familiei acolo în Bruxelles? Le-aș zice, a fost o provocare pentru noi. Pentru mine n-a fost simplu, ținând cont că la 42 de ani am decis să-mi schimb mediu, familia, cultura, să lucrez într-un alt mediu. Dar am avut curaj. Cumva am folosit și inconștiența noastră și ne-am dat voie să încercăm. Ne-am dat un an în care să decidem dacă rămânem în Belgia sau ne întoarcem în România. Copiii i-am păstrat în continuare la școală în România și după un an ne-am adunat cu toții și am votat majoritar Belgia. Care a fost motivul principal? Motivul principal în Belgia, chiar mă gândeam dacă să zic că din cauza sau datorită, așa. Depinde în ce zi mă întrebați. Bun, astăzi este datorită. Astăzi este datorită sistemului medical din România. Soțul meu are o boală care... Din Belgia. Soțul meu din Belgia, da. Nu, datorită situației medicale din datorită Belgia. Sistemului medical din Belgia. Sistemului, așa că ai spus, din România. Da. Datorită... Din cauza sistemului medical din România, okay. Da, are o maladie care, cumva, am putea spune că sistemul medical din Belgia i-a oferit o nouă viață. Și ce ne-a făcut pe noi să luăm decizia asta, făcând naveta între Bruxelles și Iași, și-a uitat medicația în Bruxelles. Am încercat să găsim în România și nu ni s-a oferit medicație care, dacă nu o ia zilnic, există posibilitatea să apară mari complicații medicale. În aceeași zi s-a întors în Bruxelles și cumva acolo a fost punctul nostru de cotitură în care noi am decis, ok, pentru a fi cu toții cât mai mult timp, ne mutăm în Belgia. Deci nu sunteți, să înțeleg, dintre acei români care pleacă de aici pentru că au diverse lipsuri, în special financiare. Nu, sub nicio formă. Ați plecat acolo pentru sănătatea soțului dumneavoastră. Pentru asigurarea asistenței medicale de calitate. Și asta am găsit acolo. În România eram foarte bine, deci nu am plecat din motive materiale în principal. Oricând ne putem întoarce și să o luăm de unde am lăsat lucrurile. Oare aici. Când va fi acest oricând?
Cumva ne-am decis să rămânem acolo, cel puțin până termină și cel copilul, băiatul mic, școala, care are 10 ani acum. Deci 8 ani, cel puțin, mai stăm în Belgia. Și cel mare, da, câți ani? Cel mare are 18 ani, este la un punct în care alege o universitate. Noi, adulții, bătrânii din familie, că și el este adult, am luat în calcul și o universitate din România, pentru că din punctul nostru de vedere, anumite universități din România oferă o educație bună, dar el decide. Până la urmă el decide. El are ultimul, da, bineînțeles, cuvânt. Bineînțeles. Fiind vorba practic de viitorul lui, nu? Exact, exact. Cetățean. Noi suntem acolo așa ca și sprijin, da? Da. Suntem cu, dar el decide. Având toată informația adunată, o să decide el la un moment dat. Spre ce domeniu își dorește să se îndrepte? Medicina. Excelent. Medicina, da, da. Dar unde? Mă bucur că este în Europa. Aha, da, deci totuși fie... Europa e vizată, da, per ansamblu. Da, da, da. Însă acum să vedem balanța unde va înclina, da, spre România sau... Da, orice alegere va face va fi cea mai bună pentru el. Așa este. Da. O spune și mamă, și o spune doamna mamă, Cătălina, ca și fiind și mamă, dar și psiholog, psihoterapeut integrativ și practician de neurofeedback dinamic. Avem foarte multe de discutat. Mai ales pentru că vreau să profit de experiența dumneavoastră profesională. Mulțumesc frumos! Trecem cu toții prin momente foarte dificile. Da. Acum mai mult poate ca niciodată, pentru că a venit și pandemia asta peste noi cu noi și noi provocări. Da. Și da, cum am avut diverse discuții cu diverse persoane, parcă a scos așa la suprafață temeri de mult ascunse. Așa, da, exact. Da, da. Și parcă ne-a făcut mai răi, nu știu cum. Nu aș zice neapărat mai răi. Din punctul meu de vedere, în spatele reticenței și a aparentei răutății a noastră este o mare frică. Este frica de moarte, poate. Și dorința de a fi cât mai în siguranță. Din punctul meu de vedere, ca specialist, noi ca și specie umană suntem mai puternici când suntem mai mulți. Da? Noi ca și mamifere, individ singur, nu suntem foarte puternici față de elefant, față de... Da? Și avem nevoie pentru a rămâne mai mult în viață și a fi în siguranță de a ne aduna. Da? Când ne atacau tătarii, da, ne adunam cu toții în pădure sau în peșteri când ne atacau animalele sălbatice. Și de aici apare cumva o discrepanță între o nevoie de-a noastră primară de a fi într-un grup și ce ni se spune să facem pentru a fi în siguranță, adică să păstrăm distanța. Și apare aici o luptă interioară și... Adică eu vreau să fiu un grup pentru că, da, știu că mi-e mai, da, bine așa. Da. Și supraviețuiesc. Și supraviețuiesc, dar totuși vine cineva, da, și îmi spune, da, ok, în grup, dar... Pentru a fi în siguranță trebuie să fii singur, cu distanță, izolat. Da, 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 da. E așa de greu să fii într-un grup și în același timp să păstrezi și distanța, o distanță că... de siguranță? Nu, cred că nu este știu. Greu, cred că trebuie să învățăm să fim într-un grup la distanță, în siguranță. Că și trebuie cum să învățăm, doamna psiholog, psihoterapeut integrativ, cum să învățăm chestia asta? Dați-ne, știu că nu există, nu există o rețetă, nu există așa, o rețetă, pac, pac, da, pac, pac. Nici la clienții mei nu aplic sub nicio formă o rețetă, că de asta este psihoterapia integrativă. Adaptez metodele și tehnicile la nevoile clientului. Și la, da, faptul că el este unic, exact, este complex. Exact. Da, nu? Creierul lui este unic, experiența lui de viață este unică și atunci adaptăm, da, ce știm noi la nevoile lui. Cum am putea învăța? Cred că ține și de nevoia noastră și dorința noastră de a respecta ce zice autoritatea, de a, că suntem în siguranță dacă, da, ne protejăm singuri.
cred că am putea vorbi aici și despre faptul că atunci când sunt singur, de fapt nu sunt singur. De fapt, eu păstrând distanța, mă protejez atât pe mine cât și pe cei apropiați mie. Dar ne-a fost foarte greu, da, să nu ne vizităm părinții, să nu ne vizităm prietenii, să nu mergem la serviciu, să mediul online colegii, este cumva da? Ca o limită care ni se pune acolo, deși am putea o privi și ca o măsură de siguranță și cumva putem adapta. Noi am adaptat în perioada asta, dar, de exemplu, în Belgia, în perioada în care era pandemia, era lockdown atunci, ieșeam în fiecare seară la 8 seara în fața casei și aplaudam medicii și personalul medical care luptau pentru siguranța și sănătatea noastră și atunci cumva ne verificam și noi între noi, suntem bine, ești în regulă, ai nevoie de ceva, am avut vecini bolnavi, le-am dus, nu știu, fructe, legume la ușă. Adică am arătat cumva, da, cu noi metode, nu m-am mai dus în casa lui, da, că el contează pentru mine și că nu este singur. Adică putem să ne dăm voie să fim creativi, da, să folosim imaginația pentru a arăta celorlalți că noi nu suntem singuri, chiar dacă locuiesc fizic singur. Și din punctul ăsta de vedere, trăind în astăzi, da, putem vedea mediul online ca un beneficiu pentru noi. Tocmai pentru da. A limita sentimentul da, acela da, de singurătate. Da, ok, da. Sunt, să spunem, închis în casă, dar nu sunt... Dar nu sunt singur. Chiar că eu fizic sunt acolo exact, în casă singur. Nu sunt în închisoare. Singur, oricând și... am în jurul meu sprijin care... mă poate ajuta atât cât îmi dă voie acea limită de siguranță. Vorbesc la telefon, vorbesc exact. Pe mediul online, Skype, da, pe da, da, alte da, da. Platforme. Exact. Ies pe geam, pot să vorbesc exact. Cu vecina și pe geam da. De data aceasta. Le-am mai lăsat bilețele în cutia poștală. Nu? Ah, ce... da, băieții mei au venit cu ideea asta, dacă aveau copii și vecini. Și cu ce le scriați pe bilețele? Sper că sunteți bine, dacă aveți nevoie de ajutor, da, numărul de telefon, o inimioară, da. Încurajator. Felicitări de Crăciun, așa am primit în cutia poștală, da. Și plus a zis ieșirea aceea de la 8 seara, da, când de asemenea în care arătăm era... că pentru noi contează efortul celorlalți pentru sănătatea noastră. Da. Ați fost implicată foarte mult în această perioadă, v-ați oferit să faceți cu bolnavii de coronavirus, parcă da, la un moment da. Dat. Nu doar cu bolnavii. Nu doar, da, da. Dar în principal cu aceștia, da. Nu? Câteva ședințe gratuite de psihoterapie. Da. Atunci am spus că fac ședințe gratuite în mediul online, dar eu fac de obicei ședințe gratuite cu românii care sunt în imposibilitatea de a-și permite ședințe de terapie. Sunt și... acestea foarte scumpe, cum se spune? Apropo, facem așa o mică paranteză? Foarte scumpe nu sunt, mai ales că în sistemul belgian de sănătate decontează o parte din ședințele de terapie. Sistemul belgian de sănătate merge mult pe prevenția bolilor. Un lucru excelent. Da. Și atunci cumva încurajează persoanele care au nevoie să beneficieze de ședințe de terapie pentru a nu se îmbolnăvi mai târziu, mai tare, da? Și atunci tratarea bolii costă mai mult sistemul de sănătate decât prevenția. Și sunt oameni care vin la terapie pentru că au nevoie ei, au conștientizat ei că au nevoie de terapie, sunt clienți care vin împinși de familie, sunt clienți împinși de instanțele de judecată sau din curiozitate. Da, nu am mai fost niciodată la terapie, v-am găsit pe internet, vreau să beneficiez și eu de câteva ședințe de terapie, mai ales că statul îmi decontează, pe casa mea de asigurări îmi decontează o parte din cheltuieli. Din cheltuieli. Bun, acum revenind la ședințele pe care spuneți că oricum de obicei le oferiți celor care știți că nu își permit. În perioada asta a pandemiei ați făcut cu atât mai mult chestia asta. Au fost mulți care v-au cerut ajutorul?
Nu i-am numărat, dar nu m-am gândit. Ce m-a surprins, a plăcut, a fost că au fost românii nu doar din Belgia, din România, din Spania, din Germania. Cum v-au găsit? Probabil că au urmărit emisiunea de la Dialogurile Rombel. Și am promovat și eu pe rețelele sociale, da, că sunt dispusă să acord ședințe pro bono. Prietenii mei le-au distribuit și probabil că așa au ajuns la ei, da, în mediul online. Și ce vă spuneau oamenii aceia atunci? Care erau principalele lor frici? Da. Au fost clienți care plecați din România sunt singuri. Da? Și în momentul în care a venit pandemia și acel lockdown, au rămas singuri în casă, fără niciun sprijin, fără contactul cu locul de muncă, cu cunoștințele, cu prietenii. Și acolo era marea temere că ar putea muri singuri. Și am lucrat prin intervenții specifice pe această parte. Dar asta m-a impresionat pe mine cel mai mult. Că există oameni singuri în altă țară. Atât de singuri? Atât de singuri, da. 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 Și probabil pentru ei a fost și mai dificilă perioada aceasta. Exact. Decât exact. Pentru alții. Chiar dacă oricum... Pentru că noi suntem ființe sociale. Așa e, da. Da? Noi avem nevoie de contact social. Da? Care înainte de pandemie alegeam sau nu să am contact social. Era la alegerea mea. Dar în pandemie ni s-a limitat accesul și atunci au apărut frici, da, frica de moarte. Principala frică. Da, care există acolo în noi toți. Faceți aceste ședințe, mă rog, sau vă desfășurați activitatea doar cu români? Da, doar cu români. Am văzut site-ul dumneavoastră și e doar, este doar în română. Română. De-aia m-am gândit că e posibil... Da. Așa să lucrați, doar cu români. Inițial, când am început acolo să lucrez, mi-am propus să încep în engleză și în română, dar m-au contactat doar clienți români, ceea ce pe mine mă bucură foarte tare. Din punctul meu de vedere, terapia, ca să funcționeze, trebuie să fie făcută în limba maternă, pentru că cumva... traumele și comportamentele noastre disfuncționale pleacă din copilărie, din spate. Acolo am învățat noi, conștient sau inconștient, să ne comportăm într-un anume fel și ca adult nu ne mai ajută. Acele mecanisme de supraviețuire care le-am învățat și atunci ne-au ajutat în perioada mică, dar acum ca adulți ne sabotează. Și clienții mei sunt români. Da. Și ați spus că nu doar din Belgia, sau a fost asta pe perioada lucrez online și cu clienți din Europa. Din Europa. Sau am clienți care s-au mutat din Belgia în România și păstrăm în continuare contactul, da, în mediul online. Lucrez și online, lucrez și la cabinet, avem două cabinete pentru că cererea este mare și nu ne mai descurcăm cu un singur cabinet. Mai aveți angajați? Nu suntem. Eu cu soțul meu avem o societate. Aha. Și având o cerere mare pe neurofeedback dinamic, a făcut și el formarea neurofeedback, el fiind pasionat de neuroștiințe, a făcut și el formarea pe neurofeedback și atunci lucrează și el pe partea cu neurofeedback. Eu lucrez și ca psihoterapeut și neurofeedback, soțul meu lucrează cu neurofeedback. S-a vorbit foarte clar despre sindromul Italia. Ați avut clienți care să prezinte simptomele acestui sindrom? Ați descoperit poate și sindromul Belgia? M-am gândit la asta, să știți că nu. Cel puțin din practica mea, citind în presă despre sindromul Italia, nu am întâlnit la așa o mare anvergură. Da, am clienți, da, care simt, există acea dezrădăcinare, da, și chiar dacă locuiesc de 15-20 de ani în Belgia, plecați în special din pricina unor lipsuri materiale, da, speră timp de 15-20 de ani să revină în România și să fie foarte bine, doar că nu mai reușesc să se adapteze României, da, pentru că aici sunt alte reguli. S-au schimbat lucruri în România, dar nu atât de mult cât am sperat noi sau cât am vrea noi. Și apar, da, acele tulburări depresive cu care lucrăm.
sunt mai multe lucruri la care trebuie să se adapteze, în general, cei care aleg să părăsească țara, să se stabilească în altă parte. Acum, să vorbim doar din punctul de vedere al românilor, nu știu, dar au ei ceva caracteristic, au niște lucruri specifice poporului român care contează într-o măsură mai mare sau mai mică? Vă pot spune aici din punctul meu de vedere și chiar ce am întâlnit la românii cu care ne întâlnim acolo. Noi ne adaptăm foarte ușor. Suntem rezilienți, da? Facem față provocărilor și din punctul meu de vedere, stilul meu de viață din România, cumva pe supraviețuire, da? O permanent așa, o luptă, tot timpul trebuie să fim inventivi, să găsim soluții, nu ne ajută autoritățile, nu știu, tot timpul trebuie să găsim soluții și acea mentalitate eu o mai folosesc din când în când și în Belgia. Adică este cumva acolo, da, din vechea mea viață, dar în situații mai dificile o aduc așa cumva la suprafață și o folosesc în Belgia. Noi suntem foarte inventivi și răbdători și rezilienți. Adică ne descurcăm și în medii mai puțin prielnice nouă. Din punctul meu de vedere. Și să ne reinventăm. Bineînțeles, da. Suntem muncitori. Eu sunt mândră că sunt româncă, nu am nicio... Deși am întâlnit, da, rasismul ăla mai mult sau mai puțin, nu mă dezic de cetățenia mea sau să spun că sunt altă nație sau nu, sub nicio formă. Și asta zic că ne ajută pe noi românii să facem față și altor medii. În Belgia lucrurile decurg oarecum, cumva în Belgia am învățat să trăiesc, să nu mai merg pe modul de supraviețuire. Uh-huh. Adică lucrurile acolo... Un pas foarte important, da, de altfel. Și mi-a luat ceva timp să mă adaptez, da? Să îmi dau voie să nu mai fiu în acel mod de supraviețuire. Acolo lucrurile decurg puțin sau mai mult, cumva lin. Uh-huh. Da? Eu acolo am învățat să aștept. Pentru că se va rezolva, dacă apare o problemă, se va rezolva mai mult sau mai puțin fără să vă dați cu capul de pereți, ce fără vă fac eu, caut. Unde să mă duc, pe cine să caut, pe cine cunosc eu acolo, exact. La cine să intervin. Ce-mi povestesc dumneavoastră acum, mi s-a întâmplat după, nu știu, am revenit eu în România după o perioadă mai lungă de timp de stat în Belgia și când am coborât din avion m-am simțit așa ca un arici care își scoate țepii. Și a început creierul meu să caute soluții, că aveam de rezolvat într-un timp scurt anumite probleme, pe cine sun, unde mă duc, ce fac prima dată. Da? Și atunci am conștientizat cât de lin curg lucrurile acolo. Și oare de ce? Cred că ține și de mentalitate, ține de cultură, de implicarea autorităților, de dorința lor de a face schimbări. Pentru că multe lucruri acolo decurg nu neapărat, nu sunt implicații financiare mari. Nu cred că există în România, la nivel politic sau mentalitatea de a merge mult pe a preveni lucrurile, nu pentru a le trăi efectiv. Din punctul meu de vedere. Da. Evident. Evident. Da. Și nu știu, parcă am observat așa la mulți români când se întorc acasă, se schimbă. Adică dacă vorbești cu ei cât sunt acolo, să spunem în Belgia, da. Cum ați spus, sunt calmi, sunt zâmbitori, optimiști, zen. Nu toți, da. Ok, cei mai mulți, majoritatea. Oare, da. Și apoi când te întâlnești cu ei aici acasă, da. Sunt altfel, sunt așa. Da. Vorbim de acel... Ce? Da, intrăm pe modul de supraviețuire în România. Se activează modulul acela? De supraviețuire și ne lăsăm contaminați de mediul nostru. Da, mediul este foarte important.
ne poate modifica comportamente, stil de gândire. Mai nou, epigenetica spune că se modifică și genetic. Da? Mediul ne influențează la nivel genetic pe noi ca și oameni. Cam asta consider eu că se întâmplă, că suntem contaminați de mediul în care suntem la acel moment. Uh-huh. Da. Și ne supunem cumva majorității. Da, acolo majoritatea poate sunt mai calmi, mai există reguli clare. Din punctul meu de vedere, acolo autoritatea mă protejează, am încredere în autoritate. Și aici ai impresia că trebuie să ți se întâmple ceva, adică... Da, nu aștepți știu, tot timpul o drobă de sare sau... Ori să ai un accident, că da. Din păcate da, asta da, e realitatea. Da, da. Ori să te ceți cu cineva de la o parcare. Sau te claxonează sau cineva. Sau te claxonează da, cineva și da, îți adresează traficul. Și niște cuvinte da, da. Neplăcute. Da, da, mi se întâmplă, e în regulă, știu asta. De cele mai multe ori nu mă las cumva contaminată de energia mediului. Vă străduiți foarte mult, asta este clar. Da, nu reușesc de fiecare dată. Da, așa de timp, da, nu reușim pentru că este greu cumva să pui acolo limite clare și să nu te lași și să nu intri acolo în conflictul. Adică și n-ai cum să nu te enervezi la un moment dat. Da, adică da, da. Da, și ca să te calmezi, asta, nu? Ca să te calmezi, tu consumi energie. Adică, da, oprești acel instinct primar de a sări și tu la luptă când celălalt vine cu sulița la tine și tu să iei și tu o suliță și să începi să te lupți cu el. Și așa, de cele mai multe ori, concediul petrecut acasă în România e mai obositor decât orice alt concediu. Da, este obositor, dar este și frumos și l-aștept de fiecare dată, cel puțin vara. Așteptăm și ne planificăm concediu în România. În primul rând ne vedem părinții, prietenii, rudele, locuri dragi nouă. Ne încărcăm energetic și emoțional. Și căutați da. Oamenii care vă aduc o stare de bine. Exact, exact. Nu? Da, am păstrat legătura cu prietenii din România, e o legătură strânsă. Ne mai auzim online, dar avem nevoie și de contact fizic, da? Pentru că este important, da? Acea îmbrățișare care o avem și care face parte din cultura poporului român. Da. Cât timp ați petrecut în această vacanță? Pe unde ați fost? Ați venit toți și soțul da, și băieții? Da. Am venit toți, am considerat că suntem mai în siguranță dacă rămânem toți. Copiii vreau să rămână mult în vacanța de vară la bunici, atunci am decis și noi adulții. Am lucrat o parte online, da, beneficiile mediului online, soțul meu lucrează acum online. Da. Excelent, Și am rămas în România, este cel mai lung concediu al meu din ultimii 20 de ani, de o lună jumătate, care anul trecut nu am avut concediu și am considerat anul ăsta că o să fac o pauză de o lună jumătate. Da. Și ați reușit să bifați tot ce v-ați propus? Cele mai multe da, dar mai venim. Trebuie să mai venim. Da, mai venim și atunci rezolvăm și pe celelalte. Totdeauna mai sunt lucruri da, de făcut. Da, da. Oricum mai da. Apar idei și din mers, nu? Da, avem cumva și noroc și ne-am adunat în jurul nostru oameni care ne sprijină mult. Și care nu este neapărat necesară prezența noastră fizică în România pentru a rezolva anumite lucruri. Și pe unde v-ați plimbat? Ați zis că ați fost la Iași, acolo unde ați trăit. Iași, casa noastră, care o avem în continuare și așa. Care o păstrăm în continuare. Ok. Soțul meu este din Bârlad. Deși la Bârlad La Bârlad, la Vaslui, cumva la casa de la țara părinților lui, la mare. Am fost la Corbu pentru prima dată și mi-a plăcut foarte tare. E o plajă așa mai... E o plajă, da, liniștită, ținând cont de pandemie și de ce vedeam la știri cu aglomerația din celelalte stațiuni. La Corbu nu am întâlnit asta. În Argeș, la niște prieteni de ai noștri foarte dragi nouă. Bacău, și acolo am mai fost. Da.
Dar cel mai mult a stat totuși, cred că, la Dâncata, nu? Nu sau neapărat. Copiii au rămas. Copiii au stat mai mult acolo. Noi, acolo cei le place mari... lor foarte, da, foarte da, mult, din da, câte da, am înțeles. Da, da. Cel puțin celui mai mare. Amândoi. Nu? Amândoi copiii sunt, au o relație foarte frumoasă cu părinții mei, așa, cu bunicii lor. Și mă bucur că au ocazia să aibă o copilărie cu astfel de bunici în preajmă și să poată povesti și ei la rândul lor sau să urmărească, să aibă o relație, copiii lor să aibă o relație frumoasă cu bunici, adică noi. Da, ideal. Da. Ideal. Da, da. Și ce au făcut copiii? Nu s-au plictisit acolo la Dâncata? Nu s-au plictisit, nu, nu. Au o piscină în curte mare, avem 3 căței, am venit și cu câinele din Belgia. Ah, ok. Da, da. Deci formula da, completă, toată completă. Casa, toată casa. Cu cățel, cu da, purcel. Da, 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 da. Așa. Da. Și nu se plictisesc acolo, au verișori care se întâlnesc în fiecare an și nu se plictisesc. Da. Le place să stea acolo. De sărbători, cum procedați? Mai veniți pe acasă? Mai veneam, mai... nu știm anul ăsta. Nu știți anul adică, ăsta că e și situația ținând cont de pandemie, incertă. Da, încă. Noi cumva nu ne mai, ne-am adaptat, să zic, pandemiei, nu ne mai facem planuri pe termen lung. Uh-huh. Și în funcție de ce se va întâmpla atunci, vom lua o decizie. Să cumva evităm frustrările și da, visuri face... neîmplinite. Exact. Și da, asta recomand la toată lumea. Deci no? Planuri pe termen scurt, în care realizabile, da, pe cât posibil, și atunci evităm toată acea frustrare și furie că mi-am propus, am cheltuit bani pe bilete de avion. Am, da, știm da, câte și n-am situații putut, au fost da, create da, da, și da. Din cauza aceasta... Da. Vacanțe anulate cu... Adică să fim cumva împăcați cu noi și să căutăm și soluții mai puțin perfecte. Pentru adică că soluții suficient de bune. Nu cred că există ceva perfect. Nu există, nu există. Nici relații perfecte, nu există, nu, din punctul meu de vedere. Așa gândesc da, și eu, dar dacă da, spune și da, un specialist... Da, să căutăm și acele soluții mai puțin perfecte, suficient de bune, care, nu știu, nu ne duc în extaz 100%, dar avem un 50% în care suntem bine noi cu noi. Dar preferați în continuare sărbătorile de acasă? Da, da, prefer Crăciunul în România. Crăciunul în special? Eu sunt născută de Crăciun. Ah, da. Chiar de Crăciun? Chiar pe 25 decembrie. Ce da, frumos. Da, și prefer pentru că îmi plac tradițiile de Crăciun la Suceava... sunt și acele spectacole în centrul Sucevei, da, care parada tot timpul parada, da, de anul da, nou, da, 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 de Crăciun, da, parada da, obiceiilor de iarnă. Exact, mai, nu mai știu cum se cheamă, dar de... știu că le urmărim da, tot timpul. Cred că așa, da. Da. Uh-huh. Și în sat încă se mai merge cu colinda, se mai merge cu uratul, ceea ce nu întâlnim acolo. Și pentru mine este important ca băieții mei să învețe despre rădăcinile lor și să cunoască istoria românilor cu tradiții, cu obiceiuri, cu plusuri și cu minusuri. Pentru că da, nici, da, din punct de vedere al perfecțiunii, nicio națiune nu da, există, nu există nu, doar nu, cu plusuri nu există, sau doar cu nu există minusuri. Și ei merg și ei cu colinda, cu uratul? Da, au mers. Am, cel mare nu mai merge. Cel mare merge acum ca însoțitor. Dar cel mic, da, da, merge în fiecare an. Anul trecut n-a fost, dar da. Și cu ce vă așteaptă cei de acasă când veniți? Nu știu, au o comandă specială, nu? Ne faceți ciorbă rădăuțeană. Ciorba rădăuțeană cea mai bună, eu o fac. Și o faceți și în Belgia? Da, o fac și în Belgia, okay, da. Ok, și vă iese așa ca, iese, ca acasă? Îmi iese ca acasă, pentru că acolo avem magazine românești. Ah, și vă aprovizionați acolo. Și mă aprovizionez de la magazinele românești. Pe noi, adulții, părinții ne așteaptă, bineînțeles, cu sarmale, da, și cu ciorbe sau supe de pui, de găină. Ce... Zamă, da, o zamă de exact, găină. Exact, exact. Aoleu. Aia da, nu cred că vă da, iese acolo în Belgia. Dacă nici nu încerc să o fac. Îi las, apropo de așteptări, nu? Da. Îi las mamei mele, da, de fiecare dată îi ofer ocazia să o facă ea așa cum știe ea. Da. Da. Nu iese nicăieri. Cum o nu face cred mama, că iese cum e. Da, este gustul. Aici a evaluat. La ciorba rădăuțeană înțeleg că sunteți da, dumneavoastră da, da, cea mai pricepută. Pricepută. Așa zic ei cel puțin.
trebuie să-i credeți pe cuvânt. Bănuiesc că mănâncă tot din farfurie, nu? Da, 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 mănâncă. Și aveți un secret așa al ciorbei rădăuțene? Nu neapărat un secret. Nu. Ați învățat rețeta de de la rădăuți? Sau de, nu, nu, de, unde de la rădăuți. În general, rețetele care le fac eu le mai adaptez la gusturilor familiei și mie mi se pare simplă pentru mine, da, și ușor de făcut și e cumva o alternativă a ciorbei de burtă, pentru că eu nu mănânc ciorbă de burtă și atunci, da. Și ați servit vreun belgean cu ciorbă rădăuțeană? Nu. Mi-a dat o idee, mulțumesc. Da, da. Dar altceva specific românesc ați gătit pentru prietenii dumneavoastră din Belgia? Din Belgia, ce am mai gătit specific românesc, sarmale am mai făcut. Micii la grătar, da? Deși și acolo există cumva bucătăria turcească, se aseamănă puțin cu a noastră, dar micii de la magazinele românești au un gust deosebit aparte, da? Și ei sunt foarte încântați de pe partea asta, da, da. Și le-au plăcut și sarmalele? Da, da, și micii. Da, au mâncat, da, da. Au venit la după poveștile dumneavoastră despre țara natală. A venit vreunul să vadă cu ochii lui? A fost în România anul acesta, fata unor vecini de ai noștri de vis-a-vis. Chiar eram în Belgia, atunci noi plecam spre România și ne-a trimis filmări din Brașov, cum erau urși pe marginea... atracție pentru turistică. Ei, pentru ei este ceva deosebit. A României, da, da, da. În Belgia nu există urși, nu cred, da. Și ne-au trimis o filmare. Mai am un prieten foarte bun într-o altă regiune, regiunea Luxemburg, care au făcut Transalpina, au mers pe Transalpina cu motocicletele și ce îi admir eu foarte mult pe ei, ținând adică au în jur de 65-75 de ani, un grup de 20 de motocicliști, da, cu soții, exemplu, da, frumos. Exemplu frumos și au făcut Transalpina printre alte țări europene prin unde au fost. Da, și au fost foarte încântați. Mai repetați o dată vârsta, vă rog. 65-75 de ani. Nu pot să nu mă gândesc la bătrânii noștri ce fac la 65 de ani și sunt tristă. Stau la coadă la analize, da, la medic. Da. Merg la cumpărături. Și mai este seara trăiască la plimbare, mai se mai și cam atât, din păcate. Da. Da, ține de cultura noastră, cumva ieșirea la pensie înseamnă că aștept să mi se termine viața. Da, pe când acolo la fel o vecină a ieșit la pensie, are foarte multe planuri. A învățat să joace golf, merge în turnee de golf cu alți pensionari. Foarte activă pe plan social, adică privesc diferit finalizarea unei etape a vieții, da? Și de acum încolo îmi aloc doar mie timpul care îl mai am. Am mai povestit aici la emisiune, dar o să mai spun o dată, pentru că mi-a plăcut, m-a impresionat ce am văzut eu la o petrecere în Italia. Am fost la un moment dat cu emisiunea Acasă în Diaspora la Torino. Și gazdele noastre de acolo, la un moment dat, la finalul unui spectacol de 1 iunie, care a început dimineața și s-a terminat seara foarte, foarte târziu, a invitat grupul de organizatori și invitații care veniseră din România la spectacol la o petrecere. Și după ce am fost noi acolo și am mâncat într-un restaurant de altfel foarte... modest, să-i spun așa, cum nu mai prea vezi prin România. În schimb, mâncarea excepțională, atmosfera de asemenea. Da. Iar după masă am fost invitați alături la discotecă. Iar în discotecă eram noi și un grup de seniori, okay, care ne-au dat clasă. Cel puțin eu am rămas interzisă, când am văzut cum erau doamnele îmbrăcate, cât de aranjate, cât de cochete, ce tocuri aveau și cum dansau pe tocurile alea. Adică când au început să danseze, mi-am dat seama că nu e prima dată când s-au adunat acolo, că sărbătoresc ei ceva. E o chestie pe care o fac în mod frecvent. Da. Și mai mult,
merg și la cursuri de dans. Exact, asta vreau să vă spun, pentru că, da, își alocă timp doar lor, poate au avut de-a lungul vieții planuri, vise, care nu au reușit să le împlinească datorită jobului, copiilor, ce au avut ei, rate la bănci sau ce au mai avut acolo. Dar acum, în perioada asta, le scot așa din sertar, da? Câte una, câte una, și încearcă să le pună în aplicare. Da? Întâlnesc și acolo cursuri de dans pentru seniori, cursuri de golf, cursuri de pescuit, de... da, da. Și acum o să zică lumea, mă, dar pe ce planetă trăiești, Adriana, asta? Că noi cu pensiile noastre ce să facem? Este adevărat. Este adevărat. Da, ține și de partea materială. Absolut tot ce facem. Nu neapărat. Ține de partea materială? Nu, eu sau nu putem, sunt de acord. Cum putem, ai spus, da. Să ne creem anumite da. Așteptări pe măsura... Exact. Le zic și realității mei. Și a posibilităților, da, inclusiv exact. Financiare. Inclusiv financiar. Putem, nu știu, face sport fără să plătim o sală. Putem să... Soacra mea, mă scuzați da, că vă întreb, da. Dar iată încă un exemplu. Da, da. Are o gășcuță de doamne exact. Cu care iese și face da. Ture pe stadionul din Câmpul Moldovenesc în fiecare zi. Eu făceam ture pe la stadionul ora 3, din Iași. Dacă nu mă înșel, că da. S-a mai schimbat ora. Dar da. Așa, acum... Au mai exact. Dus-o mai spre seară să se mai da. Răcorească. Da. Nu, poate nu, au mai o perioadă în care mai sar peste asta, dar au acest obicei da. Să se întâlnească ele contează. Acolo și exact. Să se plimbe, pur și da. Simplu, să vorbească. Dar eu, și au o mulțime de beneficii. Lor. Exact, socializează. Și nu le costă cumva nimic. Cumva le obligă da, să aibă grijă de corpul lor ieșind din casă. Da, le obligă să se aranjeze, nu știu, să-și dea un ruj, să facă ceva pentru corpul lor. Uh-huh. Da, este important, exact, mai ales la vârsta da. Lor. Da, mai ales la vârsta lor, plus mișcarea, care înseamnă mișcare, înseamnă secreție de serotonină, care ne dă stare de bine. Despre asta este vorba. Da, și fără bani. Deci, să ne dăm voie cumva să facem un mic pas, cel mai mic pas spre un alt comportament. Și ceva care da. Să ne ajute... Da. Și acel mic pas duce spre alt pas, uh-huh. spre alt pas, să nu avem așteptări nerealiste că se întâmplă ceva într-o săptămână, o lună. Dar cumva de acum încolo, da, eu să-mi propun să mă întâlnesc cu prietenele mele pe stadion, da, indiferent de vreme. Și uite, o mică bucurie... Exact. Care la un moment dat... Da. Pe care la un moment dat, cred că simți nevoia să o multiplici. Are mulțime de beneficii. Nu? Are uite, dacă am putut beneficii. Să fac asta... Pot influența idee. Și pe alții din jurul uh-huh. meu, da? Și atunci se modifică mediul în care eu locuiesc. Dar văd ceilalți ce fac eu și poate o să vrea și eu să fie curioși să vină și ei cu mine. Și apropo de concedii, o să vă rog să ne mai dați așa niște idei, nu știu, soluții, idei, nu știu, sfaturi, cel mai bine okay. cred că sună. Și acum am nu neapărat nouă celor de aici, dar celor care vin acasă și te așteaptă și le e dor, cum s-a întâmplat și în cazul da. Dumneavoastră. Și nu mulți pot să stea o lună, exact, o lună știu și așa. Jumătate. Nici eu nu vin am stat până acum. O săptămână, vin da, maxim două săptămâni și nu știu ce să mai facă, unde să mai meargă. Da. Cum să din punctul se meu de organizeze? Vedere. Din punctul meu de vedere, asta nu e concediu. Da, exact. Asta nu este concediu, că aud și eu la clienții uh-huh. mei, da? Îmi iau concediu în august și mă duc să-mi schimb acoperișul acasă. Da. Da? El fiind deja într-o stare de epuizare sau da. Burnout sau o depresie. Mulți pleacă, ies de la serviciu dimineața, se urcă mașina și pleacă spre casă. Și vin fără să oprească. Exact. Da? Și automat cumva accentuează da, simptomele depresiei și a epuizării fizice și emoționale. Și atunci cumva negociem, ok? Stai două săptămâni în România, dar vreau trei zile în care să stai. Uh-huh. Da? Să nu te trezești în care noaptea, să nu trebuiască să-ți schimbe acoperișul, să mergi la bancă, să-ți schimbe actele, da. Să faci, da? Tot task-uri, tot obligații uh-huh. sunt și acolo. Da? Și atunci cumva negociem, da? Să-și ia măcar trei zile de repaus. Da, o clientă de-a mea, de exemplu, a găsit soluția să meargă la o mănăstire unde cunoștea ea o măicuță, da, să stea acolo. Noi am ales să mergem la prietenii noștri,
da? Unde noi suntem acolo, nu suntem noi gazde, nu suntem da, noi, sunteți, da, suntem nu suntem sprijin pentru părinți, pentru da? O perioadă. Și atunci ne ducem, da, chiar dacă au fost puține zile, ne-am simțit foarte bine și ne-am încărcat foarte mult, ne-a plăcut acolo și o să mai mergem. Deci adică asta cumva e. Să facem, adică venind în România nu înseamnă concediu. Cumva prelungesc munca mea din Belgia, venind în România să rezolv și partea de aici administrativă, care este de înțeles. Da, da, păi este de înțeles, dar n-am când. Trebuie să rezolv astea. Poate reușim, da? Nu 3 zile, o zi în care să zic că sunt în concediu efectiv, în care să nu fac nimic. În România nu suntem învățați că a nu face nimic este în regulă. Da, este acel dolce, da? Far niente. Da, exact. Da? Care contează enorm. Da, da, să-l îmbrățișăm și noi măcar exact. O zi, vorba chiar în Olanda, Nixon se cheamă forma de terapie prin care nu trebuie să faci absolut nimic, adică nici telefon, nici film, nici să citești, pur și simplu, da, să-ți iei acolo de la o oră, la o zi, în care nu faci absolut nimic și care funcționează. Cu atât de puțin. Exact, cu atât de puțin. Da? Dacă reușim jumătate de oră sau o oră pe zi, pe săptămână, măcar să începem, în care să nu fac absolut nimic. În care să nu fac planuri, da? Că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Nu știu, să urmăresc o imagine frumoasă, da? Să mă uit, mă duc în natură, acolo reușim cel mai bine să ne deconectăm de toate grijile. Mai ales să dorim de nici semnal. Da, da. Că atunci da, chiar n-ai... Exact. Am mers în zone de... N-am semnal. Exact. Măcar... Da. Măcar... Da, exact. Am mers în tabere de specializare unde, ca să putem da un telefon, ne suiam pe vârful unui munte și a fost extraordinar. Dacă exista sevrajul ăla la început în care vreau telefon, vreau da, să mă uit pe Facebook, da. Să și văd... Da, da. Da. Nu se poate, da. Gata, deja e o oră de când da. Nu am da. Semnal, trebuie să văd cine mi-a mai scris, dacă m-a sunat cineva, dacă da. Mi-a dat cineva like la ultima exact. Postare, nu? Exact. Și trebuie să învățăm cumva să mai și respirăm așa. Este foarte important. Să tragem aer da. Puternic în piept da. Și să lăsăm telefonul, da. Să lăsăm inclusiv o cartea la o parte, exact. Televizorul nu mai zic. Să învățăm să nu facem nimic. Din punctul meu de vedere este foarte important să avem un echilibru, le zic eu echilibru celor 3 vieți. Da? Să alocăm pe cât posibil același timp și spațiu vieții profesionale, vieții de familie în care sunt mamă, soție, fică și vieții mele cu mine. Un echilibru aici trebuie să învățăm greu, da? Eu în fiecare zi încerc să obțin acel echilibru, nu este ușor. Suntem pe final, mai am câteva întrebări. Vă rog. Ce vă place la viața dumneavoastră din Belgia și ce vă lipsește de la viața dumneavoastră din România? Ce îmi place în viața din Belgia este acea ordine și rutina de acolo și faptul că știu că se întâmplă lucruri. Eu trebuie doar să, nu știu, să aștept pentru că ele se întâmplă. Ce îmi lipsește în România, din România, nu am întâlnit acolo acea conexiune cu oamenii, cu prietenii mei din România, la care încă lucrez acolo. Teoretic, eu, conform studiilor, încă sunt în perioada de adaptare. Durează între 3 și 5 ani, spun studiile. Aha. Da. Okay. Deci eu am doar 4. Da. Da, și îmi lipsesc prietenii din România. Acele după-amiezi în care nu facem nimic, stăm la o cafea și râdem tot timpul. Da, interesant. Ce vă lipsește de acasă, de la România, mai mult și mai mult și mai mult și mai mult? De aici, de la, nu știu, de la Dâncata, de la Iași, de la Bârlad sau din Argeș, da. Nu știu. Oamenii care rămân aici. Oriunde ar fi ei. Oriunde ar fi ei, da, da. Acele persoane care le contactăm în mediul online. Dar este avem, important. Avem, iată, acest da, mare da. Ajutor. Îl privesc ca un beneficiu acum. Acest da, mare beneficiu. Da, 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 da. Oamenii de aici. Nu lipsesc neapărat locurile, cât oamenii.
părinții, prietenii, da, o parte din rude. O parte din rude sunt cu noi în Belgia. Cine mai da. E? Verișorii ai mei, care sunt tot de 15 ani acolo, da, și care m-au ajutat cu integrarea mea acolo, m-au sprijinit efectiv din multe puncte de vedere. Excelent, da, așa. Da, 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 excelent. Asta e un punct da. Foarte important în adaptarea. Da. Sau, da, mă rog, este, scurtarea da. Perioadei de adaptare, scurtarea perioadei vedeți, de adaptare nu? Și pentru pentru a reuși cu să fie adaptarea mai fluidă. Așa. Ultima întrebare. Ce mă funcție rog. Ocupați în momentul în care ați plecat în Belgia? Eram comisar șef la penitenciarul Iași, funcția de șef serviciu regim. Am fost negociator șef pe zona Moldovei în situații de luări de ostatici, de răzvrătiri, tentative de suicid. Președintele Asociației Internaționale a Polițiștilor Regiunea Iași. Ce să mai zic? Și multe altele. Vă mulțumesc foarte da. Mult. Mulțumesc pentru și eu. Pentru toate aceste discuții și pentru prezența la emisiune. Vă aștept oricând cu mare, mare drag. Mulțumesc și eu. A fost o mare plăcere să vă cunosc și să vin aici. Asemenea. Mulțumesc. Mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Emisiunea Acasă în Diaspora se încheie aici. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Să vă fie bine oriunde v-ați afla.